tutorial. Eu sunt Mișu și bine v-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. De data aceasta o să facem un unboxing la o tastatură, ok? Hai să sperăm că unboxing-ul de data asta o să meargă mai bine decât celălalt de data trecută. La mousepad a fost cam nașpa, la placă video, așa și așa. Acum să vedem dacă putem să-l facem pe ăsta mai bun și dacă nu uitați și voi să apăsați butonul de like, butonul de clopoțel, ca să puteți să primiți notificații în caz de eu mai postez vreun videoclip de la șmecher, să vă placă și să dați la. Deci cam așa arată pachetul în care a venit de tastatură. Deci haideți să-i dăm așa pe aici cu cuțitul. Am dat cam tare, sper să nu zgârie cutia. De data asta nu mai îmi arăt informațiile care le-am, adică adresa și chestii de astea. Cu ultima oară mi-am arătat din greșeală, dar le-am șters. Hai să vedem. Cutia, după cum vedeți, este mare, cam așa de mare. Omul să-mi bat piciorul, dar e grea. Este grea, aici avem o... Deci ăsta e ambalajul, nu ne mai trebuie. Acum să vedem ce se află în cutie. Cutia are aici o chestie, ceva lovit aici. Iar uitați-o și voi ce fel arată. Este super îndoită. Deci se pare că a fost greu să ajungă aici pentru tastatura asta. Tocmai acasă la mine. Tada, asta este the tastatur. This is the tastatur. Și asta e care o am acum și asta e the tastatur. Asta e the gaming tastatur. Prieteni, am reușit să pun și tastatura aceasta în acțiune și acum vreau să vă arăt cum arată tastatura. În primul rând este o tastatură cu Blue Switches a Black Widow. Am mai avut eu o tastatură Black Widow de la Razer și mi-am dat-o și am schimbat-o și mi-am luat banii de la ea și nu mi-am mai cumpărat tastatură, dar acum vreau să vă arăt tastatura asta. Deci are 11 efecte de lumini, ok? În primul rând se aude așa. Ca orice blue switch. Și după cum vedeți, când apeși aici, face așa un rând de culori pe toată tastatura. E super, super șmecher. Următorul, ăsta e verde. Și când tastezi, după cum vedeți, se schimbă culorile în toate culorile posibile. Și rămân așa. Nu se închid sau ceva. Mai este și ăsta, care când tastezi, după cum vedeți, lumina e stinsă pe tastatură, ok? Și acum când apeși, ia uite, se schimbă în toate culorile. Ăsta când apeși pe tastatură, se stinge. Și este ăsta în toate culorile, deci uitați și voi, în toate culorile posibile. După cum vedeți. Și nu se întâmplă nimic când apeși, dar în toate culorile. Dacă vă place, e super tare. Și mie îmi place, eu sunt disperat după tastatura asta. Și asta se schimbă. Ea singură, fade, se schimbă culorile. Vedeți? Nu se întâmplă nimic când apeși. Și avem asta cu toate culorile care se plimbă roșu și mai multe culori pe tastatură. Deci se plimbă așa cu totul. Ziceți-mi și mie în comentarii dacă arată bine. Mai avem și ăsta, care pur și simplu se plimbă lumina asta pe tastatură. Se stinge și se duce înapoi. O ia de la capăt după aia. Vedeți? O ia de la capăt. Se plimbă așa. Super, super mișto. Și ăsta cu tot așa, cu lumina asta care se plimbă, zici că e Snake, și se plimbă pe tastatură, deci e super, super mișto. Și avem ăsta, când tastezi, uitați și voi ce fel face tastatura. Vedeți? Face niște valuri așa. Ia uite când scrie repede. Aia. Asta e super, super mișto. Este și ăsta. Ăsta este diferit de celălalt dinainte. Când apeși, se întoarce lumina înapoi. La celălalt doar se ducea. Acum se și întoarce. Vedeți ce mișto se vede? Se întoarce lumina. Sper că v-a plăcut acest unboxing și review. Ne revedem data viitoare. Nu uitați de like. Baftă lume!